Cuvânt din Cuvânt. Nu știu care este starea dumneavoastră sufletească, nu știu prin ce necazuri, probleme, nevoi treceți, dar în această zi vreau să spun că ar trebui să fie o mare bucurie pentru noi, cei care suntem aici în prezența lui Dumnezeu pentru a-l sărbători pe cel născut în ieslea Betlemului, pe Domnul Isus Hristos. Pentru el am venit aici, în această seară, să-i înălțăm numele, să ne închinăm lui, să-l proclamăm ca Mântuitor, Domn și Rege, al nostru, al tuturor. Amin? Amin. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca. Vom citi de la capitolul 2, începând cu versetul 6. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 6. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să se nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște: Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pe pruncul culcat în iesle. Pentru cei născuți și crescuți la oraș, ieslea este aceasta cea pe care o avem și noi aici. Știu că și am auzit, am văzut mulți copii confundă ieslea cu grajdul. Ieslea este locul unde se pune mâncarea pentru animale. Unul din cântecele fredonate de noi la fiecare Crăciun este Departe într-o iesle. Acesta este și tema mesajului meu. Suntem departe de iesle, de ceea ce s-a întâmplat acum peste 2000 de ani în Betlehem. Dar este extraordinar că din punct de vedere spiritual suntem așa aproape de Mântuitorul nostru. Sărbătorim nașterea Mântuitorului și toți știm că nașterea unui copil captivează atenția tuturor. Părinți, bunici, rude, trăiesc diferite stări cu o intensitate maximă de bucurie, în mod deosebit, de bucurie, pe alocuri poate și de stres și frică, teamă. Se trimit, se oferă daruri, felicitări, mesaje, fotografii. Toți ne bucurăm, fie că dăruim, fie că primim. Însă nicio naștere nu a captivat lumea întreagă așa cum a captivat nașterea Domnului Isus care avea să schimbe istoria omenirii total, radical. Am început chiar să numărăm anii de la nașterea Domnului Isus. Suntem în anul 2022. S-a născut în lumea noastră ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să avem o relație personală cu El. Cu toți înțelegem ce minune înseamnă nașterea unui copil. Dar mai cu seamă nașterea Fiului lui Dumnezeu. Un fiu care nu-l poate cuprinde întreg universul și care se coboară și se naște într-un grajd și este așezat într-o iesle? Asta chiar e o minune! Pentru toți cei din ziua de azi care suntem așa mult învățați cu confortul. O minune care a inspirat poeți, compozitori, muzicieni, predicatori. O minune care a schimbat o lume întreagă, care a adus atâta bucurie și speranță în inimile oamenilor. Totuși, nu toți oamenii au această atitudine de bucurie față de Domnul Isus. Am să fac mai multe referiri la Iesle. Și când spun lucrul acesta, mă refer la minunea nașterii Domnului Isus. Prin atitudinea noastră comparabilă cu cea a celor din vremea nașterii Domnului Isus, suntem departe sau aproape. De ieslea Mântuitorului. De locul unde se află Mântuitorul. Și la acest aspect aș vrea să medităm în seara aceasta cât de departe sau aproape suntem de Domnul Isus, de Mântuitorul nostru, departe de iesle. Deși mulți dintre aceștia sunt cu noi, în zile ca acestea, sărbătoresc, dăruiesc, totuși stau departe de Domnul, de Ieslea Mântuitorului. Oare ce am împiedicat pe cei din vremea Domnului să stea departe de Iesle? Ce i a făcut să nu alerge la Iesle? Să nu rateze această întâlnire cu Domnul Isus? În primul rând, aceștia care au stat departe de Iesle au fost oamenii cu inima închisă. Aceștia se aseamănă cu cei în casa cărora nu este loc de poposire. Hangiul acela a avut ușa hanului închisă. Nu mai avem loc. Toate camerele sunt ocupate. Adevărul este că Totdeauna mai poți face loc pentru cineva. Doar să vrei. Și în casa ta, și la masa ta, mai poți face loc. Ne-am trudit în seara aceasta să vă oferim un loc tuturor aici. Ne-am înghesuit cât am putut de mult. M-am uitat pe live, mai sunt de două ori tot atâția oameni care ne urmăresc. Slavă Domnului! Dar cine să se deranjeze să primească de Crăciun o femeie gravidă, însărcinată, când tu ai atâția oaspeți de onoare care ți-au ocupat toate locurile? Ce s-ar fi întâmplat dacă Maria năștea în acel han? Ar fi devenit cel mai faimos han din Betleem și curând cunoscut în toată lumea. Hangiul putea să-și câștige o reputație extraordinară și să fie mai binecuvântat ca nici când. Dar alegând să-și închidă inima, a lăsat să treacă pe lângă el șansa mântuirii lui. Așa se întâmplă când ne închidem inimile. Suntem așa aproape prezenți în toiul sărbătorii și totuși departe de cel care oferă mântuirea de Domnul Isus. Suntem prea ocupați cu musafirii, cu toate pregătirile, obosiți peste măsură de mult și nu realizăm că ținem ușa inimii închisă mântuitorului. Și astăzi, Domnul Isus bate la ușa inimii noastre. Avem brad, beculețe, mâncare, oaspeți, dar nu-l avem pe Domnul Isus. L-am lăsat afară. Mulți dintre noi, mulți dintre noi cei care ne spunem creștini, nu mai avem loc pentru Domnul Isus deși El este darul, cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru noi, omenirea. demnul din seara aceasta, nu sta departe de Iesle. Deschideți inima și primește-L pe Domnul Isus. În al doilea rând, cei ce au stat departe de Iesle a Mântuitorului, au fost oamenii cu inima împietrită. Evanghelistul Irod, ne, Evanghelistul Matei ne relatează despre împăratul Irod că s-a tulburat foarte tare. Aceștia sunt cei care nu interesează decât poziția și statutul ce au în societate. Nimic nu-i mai mișcă, nimic nu-i mai schimbă, și sunt în stare de lucruri teribile dacă cineva atentează la poziția lor, chiar și în zi de sărbătoare. În stare aroganți, egoiști și mândri, pentru că ei sunt împărați. Nu vor să fie deranjați cu colinde, cu persoane care aduc o veste bună. Ei nu au nevoie de Mântuitor de biserică, de nimic și nimeni. Și uite așa, trece și Crăciunul acesta, și nici nu vor să audă sau să accepte că s-a născut un Mântuitor, și pentru ei care este Hristos Domnul. Pentru că au inima împietrită. Nu lăsa ca statutul, averea, poziția ta, să-ți împietrească inima. Apropie-te și tu de Mântuitorul, care îți poate schimba viața. Poziția ce o ai, statutul, numele sau renumele ce l-ai dobândit, știi foarte bine că le poți pierde. Așa repede. Dar statutul de copil al lui Dumnezeu îl poți avea pentru veșnicie, datorită Mântuitorului născut în Ieslea Betleemului. Nu stați departe de Mântuitorul. În al treilea rând, cei ce au stat departe de Ieslea Mântuitorului au fost oamenii cu inima îndoielnică. Oamenii care n-au crezut. Împăratul Irod întreabă pe învățații vremii, unde trebuie să se nască noul împărat. Și aceștia i-au răspuns, în Betleemul din Iudea. Așa spune Scriptura, ce ei o aveau, dar pe care nu o credeau, o cunoșteau. Aveau cunoștință de locul unde se va naște Mântuitorul. Dar ei nu credeau lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că nașterea Domnului nu a fost conform tradiției lor. Era o contradicție între tradiție și scriptură. Era așa dificil să vorbești cu oamenii care aveau inima îndoielnică și care considerau tradiția mai importantă decât scriptura, îndoielnic însemnând necredință. Și mă gândesc cu oare noi cei din ziua de azi ce mai credem? Ei nu s-au sinchisit să se deplaseze măcar până la Betlem să cerceteze, să vadă. Chiar așa cum scrie la Scriptură? Nu credeau pentru că nu se născuse într-o familie regală, ci într-un grajd, într-o iesle. Nu puteau să accepte așa ceva. Tradiția spunea că Mesia, Eliberatorul, Mântuitorul se va naște într-o familie regală. Și în ziua de azi, mulți stau departe de Ieslea Mântuitorului. Pentru că mesajul nașterii Domnului nu se potrivește cu tradiția lor, cu modul lor de a vedea lucrurile. Inimi îndoielnice, pline de necredință care îl țin departe pe Domnul Isus. Și practic, aceasta este o problemă de inimă. Faptul că suntem departe de Iesle, de minunea aceasta a nașterii unui mântuitor, pentru eliberarea noastră a tuturor, pentru curățirea inimii noastre, o inimă închisă, o inimă pietrită. O inimă îndoielnică mă ține departe de Domnul. Aici este problema a tuturor, la inimă. Aproape de Iesle. I-am văzut pe cei care, deși geografic erau aproape de a mântuitorul, totuși așa departe cu inima. Haideți să-i vedem pe cei care au fost atrași de a Mântuitorului, care au fost aproape de iesle, captivați de mesajul nașterii unui Mântuitor. În primul rând, aceștia au fost oamenii simpli, oamenii de rând, pe care le-au captivat mesajul acesta. Și ne gândim, bineînțeles, la Maria și Iosif, părinții Domnului Isus doi oameni simpli de la țară, din ținutul Nazaretului. Era o vorbă. Se spunea că nimic bun nu poate să iasă din Nazaret. Și tu, Toma, acolo să locuiești. Apoi mă gândesc la păstorii aceștia despre care am citit, care erau pătura cea mai de jos a societății. Erau izolați pe câmp de cele mai multe ori nu voiai să-ți intre în casă de sărbători. Aveau parfumul lor specific. Cineva spunea, între magi și păstori, pe cine ai prefera să-i ai la masă? Pe magi, bineînțeles, nu. Sunt educați, curați și nu vin cu mâna goală. Păstorii au venit cu inima lor înaintea Mântuitorului. Nu au adus nimic altceva. Și prin aceasta au fost așa de aproape de Domnul Isus. Domnul Isus s-a născut între oameni simpli, de rând, cu care ne identificăm majoritatea dintre noi, dacă nu chiar toți. Acești oameni simpli au avut o experiență neobișnuită și mă refer la păstori. Îngerul Domnului le-a vorbit și un cor îngeresc le-a cântat. S-a născut Mântuitorul! Mă gândesc că multe au văzut ei pe câmpul Betleemului, dar așa ceva nici când. Și li s-a încredințat un mesaj divin evanghelistic de către Îngerul Domnului, de a spune tuturor, mergeți, cine? Voi, păstori, niște ciobani, niște neînsemnați, niște țărani, da, voi mergeți și spuneți ce? Astăzi s-a născut Mântuitorul. Va fi o mare bucurie pentru întreg norogtul. Aceștia au fost aproape de Domnul Isus. Și vreau să cred că mulți dintre cei care ne aflăm în seara aceasta, ei sau care ne ascultați, putem fi aproape de Domnul Isus. De asemenea, aproape de Domnul Isus au fost și oamenii educați. Au fost și ei atrași de nașterea Mântuitorului. Mă gândesc că poate s-a simțit cineva jignit. Cum, domnule, eu cu atâta școală să nu fiu atras de ieslea Betlemului? Mă jignești? Nu, nu, n-am intenționat asta. Evanghelistul Matei ne relatează despre acești oameni înțelepți ai vremii care au venit de departe, de la răsărit, să se închine mântuitorului, magii, pasionați de astronomie, istorie, religie, acești savanți ai vremii. Au venit cale lungă. Vreme de vreo doi ani, cam atât au făcut pe drum, ca să-l cunoască pe Mântuitorul, Împăratul Împăraților. Călăuziți de ostea acești oameni înțelepți, acești oameni educați, magii, pun această primă întrebare a Noului Testament. Unde este Împăratul? Unde este împăratul? Este prima întrebare pe care o găsiți în Noul Testament. Și tot Noul Testament răspunde la această întrebare. Și ar trebui cu toții să cunoaștem acest răspuns. Și acei oameni educați, magii, au găsit răspunsul. L-au găsit pe Domnul Isus, căruia i s-au închinat și au dăruit tot ce aveau ei mai scump. Prin închinarea lor, nu au făcut altceva decât să-și predea inima Domnului. După două ani de călătorie, au venit și s-au închinat Domnului. Educația, știința, te va duce într-acolo să te întâlnești cu Domnul. A făcut-o în decursul anilor, cu mii și milioane de oameni. oameni educați, oameni învățați. Decizia însă trebuie să fie a ta. Cu inima ta trebuie să crezi că Domnul Iisus născut în la Betlemului este și Mântuitorul meu. Dar recunosc, știu, am alergat poate nu doi ani, poate 16, 20, 30, Poate de 40 de ani ești pe un drum. călăuzit de o stea. Și poate lumina asta te tot duce. Și te aduce în prezența Mântuitorului. Recunoaște-L doar. Ca Mântuitor personal. Apropie-te de El și acceptă-L. S-a născut și pentru tine. Și pentru iertarea ta și răscumpărarea ta. Aproape de Iesle au fost și oamenii spirituali. Evanghelistul Luca relatează despre un asemenea caz, Simeon. Și iarăși vreau să cred că toți de aici suntem spirituali. Și dacă nu ai avut această experiență duhovnicească de a fi atras de Mântuitorul, care Îți va aduce bucurie și binecuvântare în viață, care îți va schimba destinul veșnic. Astăzi este ziua când poți să spui un da hotărât. Și prin asta arăți cât de spiritual ești, cât de duhovnicesc ești, sau cât de firesc putem fi, cât de firești putem fi. Evanghelistul Luca ne spune că Domnul Isus a fost dus în a opta zi la templu și acolo s-a întâlnit cu acest om Simeon, pe care Duhul Sfânt îl, îl înștiințase că nu va muri înainte să-l vadă pe Hristos Domnul. Simeon, ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu, era un om spiritual, un om religios, dar și el avea nevoie de Domnul Isus. Și el avea nevoie de Domnul Isus. Și Duhul Sfânt i-a spus: Nu vei muri înainte să te întâlnești cu Domnul Isus. Am avut aici un Domn cu ani de zile, în urmă, 92 de ani. Și a spus: Dacă am trăit până la vârsta aceasta, este doar harul lui Dumnezeu care m-a ținut în viață. Îmi pare tare rău că au trecut atâția ani ca să recunosc că este și Mântuitorul meu. Dar mă bucur tare mult că n-am trecut în veșnicie fără să-L primesc pe El în viața mea. Pentru că, deși ți se spune că ești credincios, tu știi foarte bine cum ești. Și îndemnul este să ne apropiem de ieslea Domnului Iisus. Simeon, spune evanghelistul Luca, l-a luat în brațe pe Domnul Iisus. Am o întrebare. L-ai îmbrățișa pe Domnul? Am văzut cu ochii mei mântuirea, a spus Simeon. Acum poți să mă iei la tine, Doamne. Am trăit cu folos, Asta a vrut să spună Simeon. N-am trăit degeaba. M-am întâlnit cu Domnul, cu Mântuitorul meu. Așadar, iubiți frați și prieteni, departe sau aproape de Iesle? Unde ne situăm? Prin atitudinea și comportamentul nostru în zile ca acestea de sărbătoare, arătăm cât de departe sau cât de aproape suntem de Mântuitorul nostru. Deschideți inima și primește-l pe Domnul Isus. Poate că ești un om simplu, sau poate ești un om educat, sau de ce nu un om spiritual, dar știi că Sufletul ți este gol și că ai nevoie de un Mântuitor. Apropie-te de Iesle. Nu sta departe. Nu fi cu inima închisă, nu fi cu inima împietrită, nu fi cu inima îndoielnică. Primește-L pe Domnul Isus. Este cel mai minunat dar. Nu plecați acasă fără Domnul Isus în inimă. Nu-L respingeți. Poate fi ziua binecuvântării pentru oricare dintre noi. Azi, Domnul Isus nu mai este într-o iesle, ci pe tronul de slava lui Dumnezeu și stă cu brațele deschise. Brațe care au pătimit. În palmele lui se pot vedea semnul cuielor. Este tot ceea ce au putut face oamenii în cer. Semnul cuielor din mâinele Domnului Iisus. Nu lăsați să treacă și anul acesta. Primiți-L pe Domnul Iisus, darul minunat al Lui Dumnezeu. Și poate mă vei întreba, și ce să fac? Cum adică să-L primesc pe Domnul Iisus? Fi sincer în inima ta. Și spune-i Domnului, o rugăciune scurtă, Doamne, vino și în inima mea. Tu știi cât de departe, tu știi cât de închis, cât de împietrită ți-a fost inima. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a zdrobit inima și ți-a vorbit în seara aceasta, prin cântări, prin mesaj, prin Cuvântul lui Dumnezeu, deschide-ți inima și primește-L pe Domnul Iisus. Nu pleca acasă fără Domnul Isus. Nu închide ușa și anul acesta. Poate fi sărbătoarea vieții tale. Da, și du-te ca păstorii și spune tuturor, l-am primit pe Domnul Isus. Cum? Ca mântuitor, l-am recunoscut în inima mea cred și eu lucrul acesta. Și asta va fi mare binecuvântare. Și ai să vezi. Ai să vezi cum va lucra la inima ta. Ai să vezi cum se va întâmpla o schimbare, o transformare pe care niciunul dintre noi nu o poate descrie. Da, cei din jur nu te vor mai recunoaște. Bal vor vedea pe Hristos prin tine prin viața ta, prin vorba ta, prin felul tău de a trăi viața de zi cu zi. Pentru aceasta s-a născut Domnul Isus pentru noi, pentru binecuvântarea noastră, pentru răscumpărarea noastră. Apropie-te de Domnul Așa cum stăm, ne plecăm ființa înaintea Domnului și păstrăm câteva momente de tăcere și lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze și să ne ajute să înțelegem ce avem de făcut.